Salut și bine te-am regăsit! După ce am colindat lumea în lung și în lat în căutarea locului ideal pentru un trai fericit, astăzi ne tragem sufletul. Ne așezăm comod pe canapea și cu telecomanda în mână butonăm după un film, cel mai probabil o producție făcută la Hollywood. V-ați întrebat vreodată de ce costă câteva sute de milioane de euro, unde se duc banii ăia, cine ia cel mai mult după actori? Eu da, așa că să aflăm prețul corect! Înainte de toate, este clar că pentru producerea unui film, chiar și o dramă, ori o comedie care nu implică cine știe ce efecte speciale, este nevoie de o echipă mare. Oameni care trebuie plătiți, hrăniți, cazați și transportați la nevoie. Vorbim aici pe lângă actori, regizori și producători, care primesc mereu laudele și admirația publicului, și despre scenografi, editori de imagine, ingineri de sunet, editori de sunet, costumieri, recuziteri, coordonatori construcție de coruri, cascadori, șoferi și lista este mult, mult mai lungă. Potrivit The Guardian, aproximativ 5% din bugetul unei producții îl reprezintă scenariul și dezvoltarea lui. O altă felie importantă din buget o reprezintă licențierea și salariile producătorului, regizorului și, evident, salariile enorme ale actorilor. Restul oamenilor din echipă, despre care am stabilit deja că sunt foarte, foarte mulți, alături de costurile de producție, necesită cam 25% din bugetul total. Și suntem departe de finalul poveștii. Mai avem efecte speciale, postproducție, muzică și așa mai departe. Evident, una e să alegi o melodie oarecare și alta e să folosești o bucată compusă special de Hans Zimmer. Minunat! Hai să facem niște calcule simpatice. De exemplu, pentru rolul din La La Land, care a adus Oscarul în 2016, actrița Emma Stone a primit 26 de milioane de dolari. Asta în timp ce filmul a avut buget de producție de 30 de milioane de dolari. Sigur, încasările au fost de 15 ori mai mari, 446 de milioane de dolari. Pare o sumă colosală, nu? Da, dar nu prea. Keanu Reeves a câștigat de pe urma trilogiei Matrix 250 de milioane de dolari, bani pe care, ce să vezi, George Clooney i-a făcut în intervalul 2017-2018, zice Forbes, care subliniază totuși că actorul și-a vândut acțiunile la propriul brand de tequila, ca să ajungă la suma aceasta. Altfel, The Rock a obținut 124 de milioane de dolari în ultimul an, doar din filme. Jumanji, în special, i-a îngroșat conturile. Îl urmează Iron Man, însuși Robert Downey Jr., cu puțin peste 80 de milioane, iar din top 10 Forbes nu lipsesc nici Thor, nici Capitanul America, semn că universul Marvel nu e deloc pe o ciorbă de burtă. Ca o curiozitate, potrivit unui raport făcut public de trezoreria americană, în 1937, Gary Cooper și Mae West conduceau în topul salariilor, cu puțin peste 300 de mii de dolari fiecare, și nu strâmba din nas, că înseamnă cam 5 milioane în zilele noastre. Nu e rău deloc. Însă nu doar actorii primesc averi cu lopata. Regizorul Ridley Scott a încasat între 10 și 12 milioane de dolari pentru Alien Covenant. Ce să mai spunem despre Steven Spielberg, ale cărui filme au strâns 5 miliarde de dolari din bilete, așa că omul are o medie a câștigurilor de 100 de milioane anual. Pe de altă parte, avem producătorii. David Hoberman și Todd Lieberman au primit pentru Beauty and the Beast 2 milioane de dolari. Prea rigid? Să luăm un operator de boom, adică cel însărcinat cu căratul microfonului ăluia suspendat, care mai scapă uneori la vedere prin sitcomuri. Poate ajunge să câștige până la 120.000 de dolari pe an, de-a lungul carierei, spune Hollywood Reporter. O sumă frumușică încasează și cei care se ocupă de machiaj, 125.000 de dolari pe proiect. Foarte bine plătiți sunt și operatorii, cei drept de măiestria lor depinde în mare parte calitatea filmului. Anual, de-a lungul carierei, câștigurile pot sări de 170.000 de dolari. Altfel, umblă vorba că pentru închirierea unei camere IMAX, producătorii au de plătit 16.000 de dolari pe săptămână. Și nu, nu-ți imagina că ia una pe care o poștesc. Un alt cost însemnat îl reprezintă efectele speciale. Ca tu să fii pe deplin convins că Superman zboară dincolo de stratosferă, că Hulk dă cu Loki de pământ sau că Mr. Stark are un costum în valiză. E nevoie de bani. Mulți. Foarte mulți bani. De exemplu, pentru The Amazing Spider-Man 2, din bugetul total de 255 de milioane de dolari, 60 au costat doar efectele speciale. În film au fost cam 1600 de scene cu efecte speciale, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 38.000 de dolari per scenă.
usturător! Mai pune pe listă și locațiile de filmare. Dacă într-un film avem scene de pe mai multe continente, echipa de producție trebuie transportată, cazată și hrănită. Care echipă de producție trimite oameni în prospecție, înainte de primul cadru, dublând un pic anumite costuri de deplasare. Bun, după ce toate aceste aspecte sunt puse cap la cap, începe activitatea de marketing și distribuție. Ce-ar fi un film bun, nebun, fără o promovare pe măsură? Îți spun eu, mai nimic. Să luăm drept exemplu tot o parte din seria Spider-Man. De data aceasta, filmul din 2004. Costul de producție a fost de 200 de milioane de dolari, iar pentru marketing s-au cheltuit alte 75 de milioane de dolari. Iar rezultatele s-au văzut. Aproape 800 de milioane de dolari la box office. Sigur, discuția poate pleca și spre seriale, mai ales că foarte multe staruri caută să prindă roluri bune în producțiile Netflix, HBO ori Amazon. Dar aici intervin și alte elemente. Distribuția pe abonament, binge-uri, pay-per-view-uri în sine și așa mai departe, care schimbă cursul lucrurilor. Așa că despre toate acestea, poate pe altă dată. Ar mai fi și Bollywood-ul, dar cred că mai ușor e să facem rost de numărul Iuliei Vânturi. Eu îmi iau punga de popcorn și mă duc la film. Pa, pa!